Iubire, hai că ți-am pregătit micul dejun. Bă, micul dejun. Micul de... O murit Iliescu, vine sfârșitul lumii. Ce s-a întâmplat cu atâtea bunătăți? Bună dimineața. Bună dimineața, da. Eu de 5 ani de zile mănânc la micul dejun numai pâine cu pateu și acum ați răsfățat. Hai, mănâncă, că se răcește. Uite ce ți-am pregătit. O, male, cam primele zile de căsătorie. Nu pot să cred. Nu? No. Bun? Să rămână. Să-ți fie de bine. Dacă nu-i fapt datorez acest răsfăț culinar? Am zis să-ți rămână așa întipărită în minte ultima noastră zi din căsnicie. Ai luat bilete? Mergem în City Break la Paris? Ce aniversăm azi, mami? Și ce aniversăm? Ce? Prima mea zi de femeie singură, aia aniversăm. Exact aia. Singură la părinți, singura mea iubire, singură când te-am cunoscut. Hai, lasă textele astea! M-am săturat de minciunile tale. Eu spun minciuni. Eu spun numai adevăruri, chiar dacă unele dor prea tare. Și pe mine mă doare mai tare minciuna în care mă ții tu în fiecare zi. Eu cred că mă confunzi. După toți anii ăștia în care ți-am suportat toate prostiile, tu faci așa ceva? Ce, Doamne iartă-mă? Nicu, te-am văzut cu ochii mei! Și eu te-am văzut cu ochii mei, că altfel nu mă îndrăgosteam de tine. Sper că ei plac glumele tale de tot rahatul, că altfel nu înțeleg cum te-a ales fix pe tine. Cine tu, femeie? Nicu, chiar am față de proastă? Sincer? Uită-te în ochii mei măcar o singură dată în viața ta și spune-mi adevărul. Spune-mi că m-ai înșelat. Cu cine? Că toată săptămâna am fost în concediu medical, am ieșit o dată după pâine și o dată după lapte. Cu cine? Cu cine? Cu Mirela. Cu Mirela? Care Mirela? Mirela aia care m-a înșelat tu, nenorocitule. Nu cunosc nicio Mirelă. Când să te fi înșelat? Azi noapte. Azi noapte. Am dormit lângă tine, buștean, nici nu m-am întors. Azi noapte în visul meu. Visele tale. Și acum de ce râzi ca prostul? Că faci din țânțar armăsar, auzi, te-am înșelat în vis. Să știi că visele mele prezic viitorul, da? Visele tale, stop, visele tale prezic viitor, atunci hai să credem în superstiții, în visele tale Michael Jackson trăiește, ha? Hai să ne coordonăm viața după zodii. De ce naiba m-am combinat eu cu o balanță, nu știu. Stop. Dacă ar fi să ne luăm după visele tale, mami, eu n-aș fi lângă tine aici acum. Da, unde ai fi? Cu Mirela.